Actrița româncă Maria Drăguș a obținut un rol într-un film documentar despre Mary, regina Scoției. Aceasta va juca rolul lui Mary Fleming, prietena din copilărie a reginei. Românca va împărți platoul cu Margot Robbie, actrița cunoscută pentru interpretarea sa din Lupul de pe Wall Street. Este primul rol într-o producție britanică pe care Maria Drăguș îl va interpreta. Aceasta a mai jucat în producții germane și românești. Cea mai recentă dintre ele este Bacalaureat, în regia lui Cristian Mungiu.